Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de joi spre vineri la ora locală 1 și 6 minute în zona seismică Vrancea, județul Buzău, informează Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut o adâncime de 142 de kilometri în apropierea orașelor Brașov, Ploiești, Bacău, Brăila, Galați, și București. În luna decembrie, în România, au fost înregistrate trei cutremure cu magnitudini între 2,7 și 3,6 grade pe scara Richter. În acesta, an cel mai semnificativ cutremur, a avut magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter și s-a produs în județul Suceava pe 18 mai. În 2018, în data de 28 octombrie, a avut loc în România, în județul Buzău, un seism de 5,8 grade pe scara Richter, mișcarea tectonică fiind resimțită și la București.